Bună dimineața, simpaticilor! Canapeaua este piesa principală a livingului, așa că astăzi la rubrica de deco să aflăm care sunt criteriile de care ar trebui să ținem cont atunci când achiziționăm o canapea. Priviți! Andreea, de ce noi ar trebui să ținem cont atunci când vrem să cumpărăm o canapea? Sunt mai multe aspecte de care trebuie să ținem cont. În primul rând, cromatica, pentru că o canapea este o piesă importantă într-o amenajare. Apoi trebuie să știm dacă o vrem modulară, extensibilă sau fixă. Și bineînțeles, forma, mai rotundă, mai pătrățoasă, depinde de gusturi și de amenajare. Ar trebui să ținem cont inclusiv de dimensiunea livingului nostru? E cea mai importantă dimensiunea, pentru că ne putem trezi cu o canapea mare sau, dimpotrivă, una mică și am stricat proporția amenajării. Ne interesează foarte mult când alegem o canapea distanța față de televizor și spațiul de circulație care rămâne în jurul ei. E indicat să am minim 2 metri distanță până la televizor. Dacă nu se poate, merge să avem și 1,5, dar nu trebuie să umplem livingul cu o canapea masivă care să fie greoaie și să te încurce, că până la urmă o canapea trebuie să fie practică și să-ți deservească nevoilor, nu să te încurce. Și pentru că, spuneam, canapeaua este piesa principală a livingului, spunem, putem să optăm doar ea să aibă o pată de culoare sau ar trebui să ne jucăm puțin inclusiv când vine vorba de mobilă sau poate de scaunele de la masă de dining? Și da și nu, depinde de ce vrem. Trebuie să luăm în considerare că o canapea se poate schimba mai greu și dacă ne plictisim de o culoare tare, e un pic mai complicat. În general, eu le propun în același ton cu amenajarea și accentul este din perdele. E mai simplu de gestionat așa. Pentru un plus de confort a canapelei noastre, spunem la ce ar trebui să fim atenți. La formă, bineînțeles, și la umplutura canapelei, pentru că avem două tipuri de umplutură, puf de gâscă sau spumă cu memorie, de mai multe categorii. Dar niciodată nu luăm o canapea fără să o testăm. E foarte important acest aspect. Există tendințe când vine vorba de canapele? Există puțin tendințe, pentru că și zic puțin de ce. Se poartă foarte mult canapelele modulare și s-a reinterpretat și ideea de măsuță de cafea. Uite, avem aici, de exemplu, piesa aceea centrală care ține loc și de suport pentru pahare, pentru ceașca de cafea. Materialul, iarăși, este foarte în tendințe. E pretabil la orice, e versatil și poți să-l asortezi cu absolut orice fel de textură, la tapet, la draperii. Tot în tendințe avem canapelele modulare. Avem posibilitatea să le organizăm noi, la noi acasă, cum vrem, de câte ori ne plictisim. Pentru că ea vine compusă din mai multe module și tu le poți organiza. Dacă avem o familie mai numeroasă, ce tip de canapea ni s-ar potrivi? Trebuie să ținem cont de numărul membrilor și numărul de camere pe care îl avem la dispoziție când amenajăm. Pentru două camere recomand clar o canapea extensibilă în living. Dar dacă avem trei camere, putem oricând să mergem pe modular sau pe fix. Când vine vorba de întreținerea canapelelor, cum putem să le întreținem cât să ne bucurăm de ele cât mai mult timp? Majoritatea materialelor sunt rezistente, fie la apă, fie la păr de animale. Și se pot curăța foarte ușor cu produse de curățat covoare.